copii ai omului de afaceri Adrian Marțian au fost aduși în țară din Serbia. Frații au ajuns în grija statului, iar tatăl lor a fost reținut de poliție. Educație cu palma în creșă la Brăila. O educatoare a fost filmată în momentul în care a lovit o fetiță de nici 2 ani pe motiv că făcea gălăgie. Servicii de asasinat plătite în Bitcoin, promovate de pe un site creat de hacker români. FBI-ul a intrat pe fir și a demascat totul. Întreaga poveste imediat. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Adrian Marțian și cei 3 copii au fost aduși înapoi în România. Milionarul a fost găsit în Serbia, iar în această dimineață autoritățile sârbe l-au predat pe bărbat și pe cei mici poliției de frontieră. Copiii sunt în grijă asistenților sociali, iar Adrian Marțian a fost reținut pentru 24 de ore. El nu avea voie să se apropie de copii. Acum anchetatorii trebuie să afle cum au ajuns cei 4 în țara vecină și dacă omul de afaceri este cel care i-a luat de lângă bonă. Vă avertizez. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei 3 copii și tatăl lor, omul de afaceri Adrian Marțian, au ajuns înapoi în România în această dimineață, înainte de ora 6. Aceste imagini sunt filmate în punctul de trecere Porțile de Fier 1, locul în care autoritățile din Serbia i-au predat poliției de frontieră din România. Cei 4 au fost găsiți ieri în țara vecină. Cei 3 copii în vârstă de 7, 9 și 11 ani, precum și tatăl acestora, un bărbat în vârstă de 54 de ani din Simeria, au fost preluați de o echipă mixtă formată din polițiști și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Bărbatul va fi condus la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participație improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Cum am fost trecut granița? Vorbiți și cu noi? Cine va da copiii? Cine sunt cei care v-au dat copiii, domnule Marțian? V-au spus ceva ropitorii? Erau străini sau români? La comanda cui i-a luat? Amamului și amamului. Și de ce s-au răzgândit ropitorii, domnule Marțian? La toate aceste întrebări și la multe altele caută și anchetatorii răspunsuri. Fără să fie încătușat, dar încadrat de mai mulți ofițeri de la investigații criminale, milionarul Adrian Marțian a intrat în sediul poliției Hunedoara. Unde ați vrut să mergeți, să rămâneți în Serbia sau ați vrut să plecați mai departe? Păi n-am, vă dați seama că a fost o chestie care nici nu aveam cum să mă gândesc. Unde voiați să mergeți cu copiii? Nu vreau să merg nicăieri. Ce era să fac? Vreau să abandonez pe copiii mei? Nu vreau să plec nicăieri. Ați refuzat să comunicați cu autoritățile din țara noastră? Păi, acum nu ați susținut mai bine, care este poziția mea în fața autorități, de ce situația m-a dus aici cu copii, din cauza nedreptății care s-au cumva, pentru copii, nu pentru noi, pentru copilași. Ziariștilor, Adrian Marțian le-a mai spus că persoanele care i-ar fi răpit copiii vorbeau limba italiană. Cei mici au ajuns la el după ce mama nu ar fi respectat înțelegerea făcută cu presupușii răpitori. Aceștia ar fi dat copiii în Serbia, nu în România. Omul de afaceri a fost audiat timp de mai multe ore, iar la final, pentru toate faptele pe care procurorii consideră că le-a comis, au decis să-l rețină pentru 24 de ore. Fiul său cel mare, care a comentat întreaga situație și zilele trecute, a reacționat și acum. Mă bucur pentru faptul că în sfârșit s-a făcut drept. Iar tatăl meu a fost reținut pentru că a cauzat mult prea multă suferință, în primul rând unei femei, unei mame, care nu merita chestia asta, dar cel mai important erau 3 copii minori pe care efectiv i-a înnebunit de cap, alienându-i parental și făcând tot jocul ăsta, din care nu o să ajungă decât la pușcărie. Adrian Marțian Junior mai susține că tatăl său minte și că el ar fi scos copiii din țară. S-ar fi gândit că Serbia nu-l va extrada și că ar fi putut astfel să rămână acolo, doar că nu ar fi luat în calcul că inițial copiii au fost răpiți din Spania, iar peninsula iberică, spre deosebire de România, are acord de extradare cu Serbia. Tot el susține că frontiera ar fi fost traversată cu un tir cu ajutorul unui apropiat al omului de afaceri Adrian Marțian. Cei 3 copii sunt acum în custodia asistenților sociali din Hunedoara. Având în vedere că nici mama lor nu are dreptul asupra custodiei, statul va avea în continuare grijă de ei. Potrivit informațiilor din dosar, în următoarea perioadă și mama celor mici va fi audiată de investigatorii poliției. Judecătorii vor decide dacă Adrian Marțian va fi sau nu arestat.
O educatoare din Brăila a fost filmată în momentul în care a lovit o fetiță într-o creșă din oraș. Copilul, care are doar un an și 8 luni, a primit această pedeapsă pentru că ar fi făcut gălăgie. Educatoarea are 68 de ani, este pensionară, dar încă profesează. Mai mult, ea ar fi trebuit să fie mentor pentru viitorii educatori. Acum este cercetată de poliție. Dar bucuria lipsește cu desăvârșire. Totul s-a întâmplat la grădinița numărul 11 din Brăila, la o grupă de creșe. Doamna din centrul imaginii, educatoare cu experiență, care formează și alte educatoare tinere, o lovește pe fetița care nu are nici 2 ani, fără să clipească. Scena a fost filmată chiar de către o educatoare rezidentă, care se afla în sala de clasă, pentru că voia să învețe din metodele didactice. Imaginea a ajuns rapid pe grupurile de părinți, apoi pe internet. Părinții fetiței bătute sunt șocați de cele întâmplate. Ești atât de șocat încât trebuie să treacă o perioadă până realizezi de fapt că cineva poate fi atât de violent și atât de rău cu un copil de un an și 8 luni. Efectiv am văzut cum se întoarce cu jumătate de corp ca și o pensește peste ceapă. Eu vom ata noapte, adică nu știu, o să mă duc astăzi. Doamna doctor, și o să întreb și dacă ar putea să fie vreo repercusiune a loviturii. Este destul de crispată. Culmea este că doamna nici măcar nu este de la grupa ei, adică este de la grupa de lângă. Noi nu dorim doar măsuri disciplinare, ci dorim exmatricularea. Doamnei din învățământ. Acum și ceilalți părinți se gândesc la ce s-a întâmplat cu copiilor în timpul programului de grădiniță. Gestul aproape natural făcut de educatoare îi face să creadă că nu e prima dată când aceasta aplică o asemenea corecție unui copil. În urma discuției pe grup s-a identificat părintele în cauză, care a fost, vă dați seama, șocat. Eu, de asemenea, pentru că fetița de lângă ea era fetița mea, toată lumea e șocată și nu își explică cum s-a întâmplat chestia asta. Acea educatoare nu e la primul incident. Fetița noastră a fost martora acestei atrocități. V-a zis? Era speriată? Fetița mea, în ultima perioadă, a devenit destul de, să zic așa, reticentă când am lăsat-o la grădiniță. Când o duc, mereu plânge. Toți am început să ne punem întrebări, pentru că copiii noștri au, în urma ultimelor zile, sunt mai, să zic așa, plângăcioși, și toți am început să ne punem întrebări dacă și alți copii au fost agresați. Educatoarea în vârstă de 68 de ani e pensionară, dar a decis să rămână în continuare la grădiniță. După ce imaginile au fost făcute publice, și-a dat demisia. Este însă cercetată de conducerea unității de învățământ și de poliție. Este foarte șocant pentru toată comunitatea didactică. Am chemat comisia de disciplină pentru a cerceta cazul. Acum doamna educatoare și-a dat demisia, dar noi, deja poliția este sus și cercetează cazul. Am sunat-o aseară să o întreb ce s-a întâmplat, că nu știam ce s-a întâmplat, și după aceea n-am mai vorbit cu dumneei. Dar v-a spus, ați vorbit, ce v-a zis aseară? Aseară ce v-a spus când ați sunat-o? Ce explicație v-a dat când ați sunat-o aseară? Nu mi-a explicat nimic. Este cu atât mai grav cu cât fapta s-a petrecut sub privirile elevilor practicanți de la liceul pedagogic. În aceste momente, polițiștii efectuează verificări cu privire la situația expusă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale ce se impun într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Pentru purtare abuzivă, femeia poate fi amendată sau chiar trimisă după gratii pentru maxim 6 luni. În al prea sfințitul Teodosie le cere credincioșilor, inclusiv celor care au anumite boli, să nu asculte de medici în zilele de post. Ce motiv invocăm? Aflați în câteva minute la Focus. Un jurnalist britanic a descoperit un site de ucigași plătiți care a fost lansat în România. Conform unui material publicat de Libertatea, pe site există o listă cu 175 de ținte. Pentru un asasinat plătit, clienții ajungeau să plătească $5,000 în Bitcoin. Site-ul era de fapt o înșelătorie. FBI-ul a reușit să-i găsească pe cei care au deschis site-ul în urma unor descinderi în București. Ei sunt în continuare liberi pentru că nu există vreo plângere penală pe numele lor. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Conform jurnaliștilor de la Libertatea, una dintre persoanele de pe listă a fost Elena, o femeie în vârstă de 60 de ani din Elveția. Ea a descoperit că soțul ei plătise peste 5.000 de lire sterline în bitcoin pentru a o ucide. Ne puteți spune ce fel de accident ar fi mai potrivit? Un accident de mașină sau poate un jaf eșuat? Suferă de vreo afecțiune medicală care ar putea ajuta la realizarea sarcinii mai ușor? Poate probleme cardiace sau ceva și putem folosi niște droguri nedetectabile pentru a face să pară o moarte naturală? Aceasta n-a fost deloc mirată că se află pe o listă de posibile victime ale unor asasini plătiți, pentru că era într-un divorț destul de complicat și care implica o sumă mare de bani. După ce soțul ei a fost arestat, poliția a descoperit în apartamentul pe care bărbatul îl închiriase mai multe arme, dar și o cagulă, un spray cu piper și mănuși de cauciuc. Acum acesta este în închisoare. În total, pe listă erau 175 de asasinate plătite. Lista a fost descoperită de un jurnalist britanic, Carl Miller. Ne-a ajutat un expert IT, el a descoperit site-ul în Darknet, apoi expertul a reușit să spargă baza de date și a ajuns la o listă impresionantă de victime. Era o înșelătorie, de fapt, site-ul. Oamenii plăteau, dar nu existau asasini ăștia plătiți. Niște români s-au îmbogățit, se pare. Se scrie chiar de milioane de dolari pe care le-ar fi încasat în bitcoin de la fel de fel de indivizi de peste tot din lume care își doreau să omoare pe cineva. Sătul se aștepte pentru a-i fi ucisă soția. După ce a plătit, un bărbat din Statele Unite a decis să acționeze singur. A încercat să pară că totul a fost o sinucidere, însă poliția a reușit să găsească indicii, precum mesajele și banii trimiși pentru uciderea soției. Acum el este condamnat la închisoare pe viață. FBI a reușit să-i găsească pe cei care au creat site-ul după ce au făcut 5 percheziții în București. Au fost identificați de către FBI cu ajutorul lui Carl Miller. Investigatorii americani au venit la București, cum am spus, au descins în 5 locații, dar nu a existat niciun fel de acțiune legală împotriva celor găsiți în cele 5 locații și de aceea... Cei care au creat site-ul sunt în continuare în libertate, iar site-ul este în continuare activ. A promis copiilor că îi duce în tabără, dar le-a furat banii. O profesoară de religie de la școala gimnazială numărul 8 din Constanța este acuzată de părinți că a furat banii pe care i-au plătit pentru o tabără la Brașov din septembrie și până acum profesoara este tot în concediu și nimeni nu mai dă de ea acum. După ce a donat banii de la fiecare copil, profesoarele a spus părinților că plecarea se amână, deoarece pensiunea unde urmau să se cazeze ar fi fost închisă. Le-a promis că le va da banii înapoi și le-a cerut fiecăruia un cont bancar. Apoi a spus că va vira banii prin avocat, deoarece au apărut unele probleme. Nimeni n-a mai văzut însă niciun leu. Este o sumă destul de mare și oamenii poate au rupt din banii lor ca să-i trimită copilului să-i facă o plăcere și poftim surpriză. Copiii chiar sperau să meargă în această tabără. Eu nu am avut cu dumnea ei incidente. Nu mi-am trimis copilul, cu toate că a fost profesor la clasă la el, dar nu l-am trimis cu dumnea ei. Mi-a fost cumva vecină, știu anturajele. Am înțeles că nu este prima oară când s-a folosit de anumite sume strânse de la elevii în scopuri proprii. Conducerea școlii spune că este la curent cu situația, dar că unitatea de învățământ nu are nicio implicare în organizarea taberei. A încercat să organizeze o tabără fără a înștiința conducerea unității de învățământ, nu a respectat metodologia de organizare a taberelor, nu a întocmit toate documente, niciun document. Școala nu știa, deci era implicit doar doamna de religie implicată, deci fix vina ei. Este o profesoară, o doamnă profesor titulară de 20 de ani în unitatea noastră școlară, motiv pentru care cei mai mulți părinți o cunosc și celor mai mulți dintre părinți le-a inspirat încredere. Potrivit părinților păgubiți, în tabără ar fi urmat să plece aproximativ 20 de copii din diferite clase. Suma strânsă de profesoara de religie trece de 35.000 de lei. Poliția a început o anchetă după ce a primit mai multe plângeri. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. În urma cercetării disciplinare, în baza raportului de Comisie de Cercetare Disciplinară, se poate merge până la desfacerea contractului de muncă. O reacție a venit și de la Arhiepiscopia Tomisului. Purtătorul de cuvânt al instituției a transmis printr-un comunicat de presă că profesoarei ar putea fi retras dreptul de a preda religia dacă acuzațiile părinților se confirmă. O casă din localitatea Dumbrava, din județul Iași, a fost aproape distrusă de un incendiu puternic seara trecută. Flăcările au izbucnit înainte de miezul nopții și au cuprins rapid întreaga locuință formată din parter și două etaje.
Doi oameni care erau în interior au reușit să iasă la timp din imobil și n-au fost răniți. Mai multe echipaje ale pompierilor au ajuns la locul intervenției. Până la sosirea acestora însă au acoperit și pe o suprafață de 150 de metri pătrați ușile, de asemenea fereste și alte obiecte din interior. Polițiștii și pompierii au început o anchetă. Primele informații arată că ar fi fost vorba de un scurt circuit. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, revine cu noi sfaturi controversate pentru credincioși, celor care au primit recomandarea să nu țină post din cauza unor afecțiuni medicale. În altul prelat le-a spus să n-asculte de medici pentru că mâncarea de dulce are toxine. În viziunea arhiepiscopului, mai multă rugăciune și credință în Dumnezeu va aduce binele asupra celui bolnav. Nu vă luați după medic în cele sufletești. Medicul în general îndeamnă să mănânci consistent, că n-are o pregătire duhovnicească. Păi dacă vi se pare jertfa mică, doar cu postul, acum cereți o deslegare exagerat de mare, nici vorbă. Mâncarea de dulci vă face sănătoase, ceea ce vă îngreuiază, are toxine și vă face mai rău. De aceea, țineți rânduiala, nu cereți deslegare, că n-are voie duhovnicul să calce rânduielile. 14 pentru România sunt candidații la prezidențiale. Cine sunt ei, ce au făcut și ce proiecte au pentru fotoliul de la Cotroceni, aflați din seria materialelor Focus pe candidați. Imediat la Focus. În localitățile din Galați afectate de inundații, la peste o lună după ce apele au măturat totul în cale, sătenii încearcă să-și refacă viața. În câteva dintre gospodăriile în care casele au fost distruse și pe un deal ferit de ape s-au deschis mai multe șantiere acum. Voluntari și asociații de voluntari împreună cu localnicii muncesc de zor. Dar cele câteva zeci de locuințe noi nu vor ajunge pentru toți. Numărul caselor grav afectate este aproape 1000. Se construiesc casele din zona inundabilă, care au fost Pipârâul, Gologanu, băieții au plecat și fac case aici. Uitați, pentru că nu mai vor să mai aibă apă în casă, că s-au săturat de 3 ore apă în casă. Lucrează voluntari care, oameni de bine, cum s-ar spune. Iar în interioarele au fost făcute foarte simplu, 2 dormitoare, o baie, o bucătărie și un hol. Adică doar strictul necesar, tot ce trebuie pentru o familie de oameni simpli, greu încercată de furia naturii. În Slobozia Conache, aproape 500 de case au fost grav afectate de viituri. Aproape toate stau să cadă. Doar 22 vor fi construite noi. Administrația locală a cedat terenuri pe un deal al satului, iar oamenii s-au apucat de treabă. Locul e ferit de alte eventuale inundații. Unele construcții sunt ridicate de proprietari, altele de voluntari veniți din țară. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici în momentul de față sunt oameni cu suflet veniți de la Arad care le construiesc deja pentru 3 familii. Prima casă de acolo este la o familie cu 3 persoane care au dizabilități și a fost chiar în șforul apei acolo la punte, în curbă la Slobozia. A doua casă este construită la o familie cu 3 copii, mamă singură. Tot ei s-au oferit oameni de bine. Aici ce vedeți e o familie care își construiește singur. Mai faceți o casă? Trebuie să facem, dacă nu mai putem acolo să locui. Ați fugit din cauza apei? Da. De câte ori v-a venit apa? Asta a fost a 3 ori. Și a zis că nu se mai poate. Da, am băgat în 2013 ceva de bani, în 2016 am băgat bani și acum iar... Da. Cine v-a ajutat, sau singurei? Nu, mai am un băiat, e la muncă azi, că vine mai târziu după amiază. Materiale v-a ajutat cineva cu materiale? N-a ajutat. Dar în rest, una de lucru, bani de unde? V-ați împrumutat? De unde ați făcut? Am mai avut și noi, ne-a dat și banii care s-a dat la primărie, cu sudaia din bani, susținere din bani, am mai avut și noi din pensie. Una dintre aceste case este a doamnei Mariana. Femeia are 3 fete pe care le crește singură, iar viiturile de acum o lună i-au distrus casa. A trăit același coșmar și în 2013 și în 2016. Cam așa arată toată casa dumneavoastră. Da. De stat în ea? Nu mai e nicio șansă. Dacă nu vă ajuta oamenii aceștia la iarnă? Nu știu ce aș fi făcut. Locul l-am primit de la domnul primar, iar o familie binecuvântată de la Arad
s-a oferit să ne ajute cu această căsuță. Niște oameni care noi nu i-am văzut niciodată și nici nu credeam că există oameni cu suflet atât de mare încât să ne facă o căsuță fără să ne cunoască și fără să știe nimic legat de noi. Noua casă câte camere o să aibă? Două dormitoare, o baie și bucătărie. E suficient? E mai mult decât suficient pentru noi. Acolo nu o să ne temem niciodată de apă. Altă localitate, aceleași drame ale celor care și-au pierdut locuințele. În Costache Negri, 416 case au fost distruse de ape, dar nu toate vor fi reconstruite, ci doar puțin, peste 20. Am mai ridicat-o cu vreo 70, mai sus față zice, am avut 80. E un metru și ceva. Au adus toate ce trebuie, WC-ul, ghiuvetă, tot, dar a zis să le lăsăm așa, să nu instalăm noi, că vin cu oamenii lor. Este făcută de către niște oameni de suflet de la Vicovo, de sus și jos. La noi a ajuns, m-a postat cineva. Eu n-am avut timp de postat. M-au văzut oamenii că stăteam pe rețele socializare și a zis că omul ăsta trebuie să ajutăm cu ceva. Aveți o problemă de sănătate? Da, am problemă de sănătate, ochiul drept l-am pierdut de tot și m-am pierdut vreo 40-50% vedere. În prima zi a venit atârmatul, până seara s-a turnat placa. Ce vedeți dumneavoastră? 9 zile. Case noi se ridică în toate localitățile lovite de ape. Potrivit autorităților, 7.000 de gospodării au fost afectate, dar numărul familiilor care vor avea un acoperiș nou deasupra capului este mult prea mic. O amplă rețea de traficanți de droguri a fost destructurată de polițiștii de la crimă organizată Oradea împreună cu procurorii DIICOT și autoritățile din Serbia și Finlanda. Au fost confiscate droguri în valoare de peste 12 milioane de euro, precum și sume importante de bani. Colega mea, Bianca Iosef, a urmărit acest caz și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Bianca! Ce informații noi ai? Bun găsit, așa cum spuneai și tu, valoarea totală a drogurilor se ridică la aproximativ 12,5 milioane de euro. Vorbim mai exact de 6 milioane de comprimate care conțineau droguri de risc. Acțiunea a fost una comună, alături de polițiștii și procurorii din țara noastră au fost și autoritățile din Serbia și Finlanda, acțiunile fiind sprijinite de Europol. Au fost făcute în total 41 de percheziții domiciliare. În România, poliția a mers în Bihor, Satu Mare, Vâlcea, Gorj, Iași, dar și în București, însă au fost făcute și 18 percheziții în Serbia, dar și una în Finlanda. După percheziții au fost confiscate sume impresionante de bani, adică în total peste 200.000 de euro, 3 kg de aur, 14 telefoane mobile, dar și un ceas de lux. De asemenea, a fost găsită o armă de foc artizanală, două gloanțe și 86 de cartușe de diferite calibre. Rețeaua de traficanți era împărțită în patru grupuri, din care făceau parte 37 de persoane, cetățeni români. Potrivit unor surse din anchetă, drogurile erau cumpărate din Serbia și depozitate în România. De aici plecau mai departe în Finlanda, unde erau comercializate. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru infracțiuni precum organizarea unui grup infracțional, dar și pentru trafic intern și internațional de droguri de risc. Călătorii care circulă cu metroul pe magistrala 5 vor putea afla detalii neștiute despre români celebri. Este vorba despre Constantin Brâncuș, Tudor Vladimirescu și Petrache Poenaru, cei care dau de fapt numele stațiilor de metrou. Proiectul se numește Metrou de Poveste și se desfășoară timp de 30 de zile. În trei stații de metrou de pe magistrala 5, călătorii vor putea afla în stație, dar și în metrou, detalii mai puțin știute despre Constantin Brâncuș, Tudor Vladimirescu și Petrache Boienaru. Călătorii vor avea la dispoziție și un cod QR pe care îl vor putea scana pentru a afla informații despre cei trei români celebri, dar și despre alte personalități istorice. Acum, haideți să ascultăm! Alexandru Ioan Cuza, fondatorul României Moderne, domnitorul care a unit principatele române în anul 1859, moment pe care îl sărbătorim cu toții pe 24 ianuarie. Trebuie să știi că în timpul domniei lui Cuza a fost prima dată când țara noastră s-a numit România. Acest proiect oferă pasagerilor o lecție de istorie în cadrul căreia pot afla informații captivante despre multe personalități marcante din istoria României. În stații, dar și în metrou, vom găsi afișe mari, viu colorate, cu informații despre cei trei români celebri. Încercăm să le explicăm mai ales
mesaj celor tineri că în feed-ul lor ar trebui să existe și alți influenceri ai României, care pot fi pictori, oameni de știință, sportivi și așa mai departe, și că poveștile acestor români de poveste chiar pot fi inspiraționale pe termen lung. Noi ne dorim să ajungem în toate stațiile de metro și poate că n-ar fi o idee rea să facem din tranzitul la metrou și și o călătorie culturală. Călătorii vor afla că Petrache Poenaru nu este doar inventatorul primului stilou din lume, ci și primul român care a obținut un brevet de invenție în 1827 la Paris. Drumul Taberei se numește așa pentru că la Revoluția din 1821, Tudor Vladimirescu și-a așezat aici tabăra de panduri. Iar când vine vorba despre Constantin Brâncuș, îi știm cu toții operele, cea mai cunoscută fiind celebra Coloana Infinitului, care a fost inspirată de stâlpii gospodăriilor românești. Călătorii sunt încântați de acest proiect. Mi se pare o idee foarte bună, mai ales pentru copii. Noi coborăm la Brâncuș și au văzut și acolo că este pus și așa pot să afle și ei istoria stațiilor. O idee foarte inovativă, pentru că mulți tineri în ziua de astăzi nu mai știu istoria noastră și este mult mai simplu să ne oprim un pic să citim. Ideea e extraordinară. Proiectul se numește Metrou de Poveste și se desfășoară de acum până pe 15 noiembrie. Grădina zoologică din Târgu Mureș se modernizează. Vizitatorii vor putea face tururi ghidate în timp real, însă pe telefon. Asta este posibil grație unei aplicații realizate de mai mulți voluntari. Oamenii vor putea căuta animalele pe care doresc să le vadă mult mai ușor și pot afla detalii interesante despre ele. Este o aplicație care are multe informații despre animalele care le avem. Avem o listă cu animalele, se pot căuta orice animal care doriți să vedeți. Aici vedeți capibara, de exemplu, sau altele. Așa arată aplicația care îmbunătățește experiența celor care trec pragul grădinii zoologice din Târgu Mureș. Aplicația oferă informații utile despre animale, o hartă interactivă a grădinii și prezintă evenimentele la care vizitatorii pot participa. E modulară și poate fi dezvoltată oricând. Cum grădina este mare și activitățile sunt foarte diversificate, putem să facem module care ajută această activitate. Un grup de 50 de voluntari și specialiști au contribuit la crearea aplicației. Poate fi descărcată foarte ușor, doar scanând un cod QR. Avem în mai multe locații pusă acest QR cod care se poate citi. Da, după care el ne duce la linkul respectiv pentru descărcarea aplicației. Avem și o parte a aplicației unde vedem evenimentele zilnice și evenimentele speciale. Aici se văd evenimentele zilnice, hrănirile speciale. Avem la 11 la suricate, la 12 la țestoase. Avem o aplicație pe grădina zoologică și se poate vedea animalele, se pot vedea informații utile. Avem o hartă interactivă unde putem vedea unde suntem în momentul de față, unde aici suntem. Dacă e atât de mare grădina, vă dați seama că ne ajută să găsim animale, să ieșim mai repede. Super, ok, adică ai toate detaliile, dă detalii și de animale și unde le găsești. Și ca hartă, afli toate detaliile într-un timp foarte scurt. Grădina zoologică din Târgu Mureș este cea mai mare de acest fel din țară. Se întinde pe 42 de hectare și găzduiește 800 de animale. Continuăm seria Focus pe candidați cu alți trei participanți în cursa pentru Cotroceni. Astăzi îi vei cunoaște mai bine pe Nicolae Ciucă, Cristian Terhe și Sebastian Popescu, un fost militar, un preot și un medic veterinar care au decis să intre în politică și acum au aceeași dorință, să ajungă la Cotroceni. Candidez la președinția României pentru că nu fug de responsabilitate. Nu sunt politician de carieră, sunt un român obișnuit care își dorește o țară mândră, puternică și rezistentă la orice fel de încercări. Președinția României este în primul rând o datorie față de popor, nu un privilegiu. Nicolae Ciucă are 57 de ani, este general militar în rezervă și fost premier al României între noiembrie 2021 și iunie 2023. Născut în localitatea Plenița, județul Olt, Ciucă a urmat în 1985 liceul militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Trei ani mai târziu a absolvit școala militară de ofițeri activi Nicolae Bălcescu din Sibiu. De-a lungul carierei militare a participat la numeroase misiuni în Irak, Afganistan și Bosnia. A fost comandantul batalionului 26 infanterie pe care
l-a condus în Afganistan și Irak. În 2019, Klaus Iohannis l-a trecut în rezervă. S-a alăturat Partidului Național Liberal, iar în 2019 a fost numit ministru al Apărării Naționale. În 2021, Nicolae Ciucă a fost semnat prim-ministru într-un moment de criză politică. În iunie 2023, în urma acordului din coaliția de guvernare, Ciucă a demisionat din funcția de premier. În acest moment este președintele Senatului și liderul PNL. De numele său sunt legate și controverse. Cea mai cunoscută este scandalul de plagiat al tezei de doctorat. Jurnalista Emilia Șercan a descoperit în urma unei anchete că Ciucă și-a plagiat peste 40 de pagini din teză. Acesta a negat acuzațiile. Nicolae Ciucă este căsătorit și are un copil. Aceasta este prima sa candidatură la alegerile prezidențiale. Să arătăm lumii că românii, indiferent unde se află, rămân uniți, puternici și mândri de rădăcinile lor. Același mesaj de unitate se adresează și românilor de lângă granițele țării. Drepturile fundamentale și naționale pe care le aveți trebuie să vă fie respectate, iar din poziția de președinte al României mă voi asigura că acest lucru se și întâmplă. Cristian Terheș are 45 de ani, este europarlamentar și candidează la alegerile prezidențiale din partea Partidului Național Conservator Român. Născut în Zalău, a studiat teologia la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A plecat din România în Statele Unite la începutul anilor 2000 și a studiat jurnalismul la Fullerton College din statul american California. S-a stabilit acolo mai bine de 17 ani și a fondat o biserică greco-catolică. Concomitent, a lucrat și la o firmă din industria echipamentelor medicale. Terheș a intrat în politică, iar în 2012 a devenit mai cunoscut când s-a implicat în campania de referendum în care se cerea demiterea președintelui Traian Băsescu. Deși a numit corupt Partidul Social Democrat, în 2018 a devenit membru PSD. Un an mai târziu a fost ales europarlamentar pe listele socialdemocraților. În 2020 a făcut tranziția către grupurile Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și al conservatorilor și reformiștilor europeni. Doi ani mai târziu a devenit membru AUR. În 1 decembrie 2023, Cristian Terheș s-a înscris în Partidul Național Conservator Român, iar 10 zile mai târziu era desemnat lider al acestuia. În 2023, Cristian Terheș s-a aflat în centrul unui scandal. Trei eurodeputate cereau sancționarea unor europarlamentari, printre ei fiind și Cristian Terheș. Acestea cereau anchetă pentru a stabili dacă europarlamentarii sunt vinovați de un discurs plin de ură într-o dezbatere legată de drepturile femeilor. Atunci, Terheș a descris femeile transexuale ca fiind perverse de sex masculin și o amenințare la adresa femeilor. Cristian Terheș este căsătorit. Este prima oară când candidează la președinția României. După cum bine știți, voi candida pentru a doua oară consecutiv la funcția de președinte al României. Cred că România are nevoie de un președinte tânăr, un președinte curat, fără tinichelele de coadă, care să fie votat cu toată inima de români. Sebastian Popescu are 42 de ani și candidează la alegeri din partea Partidului Noua Românie. Născut în Bal, județul Olt, în 2006 a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole din Timișoara. După ce și-a finalizat studiile, s-a mutat la București, unde locuiește și în prezent. După 5 ani în care a profesat ca medic veterinar, Popescu s-a îndreptat către jurnalism. Ușor-ușor s-a hotărât să-și îndrepte pașii către politică. În 2015 a fondat Partidul Noua Românie. 4 ani mai târziu candidează la alegerile prezidențiale din acel an. Atunci a fost cel mai tânăr aspirant din istoria României la fotoliul prezidențial. Pe lângă că era cel mai tânăr, a fost numit atunci și cel mai sărac candidat. În declarația de avere dispusă la BEC în 2019, nu apărea că deține niciun teren, locuință, mașină și spunea că nu are niciun venit. Între timp, lucrurile s-au schimbat. În declarația de avere apare că deține un teren intravilan de peste 2000 de metri pătrați și mai multe terenuri agricole care însumează peste 18.500 de metri pătrați. În plus are și o casă de locuit de 78 de metri pătrați, tot în județul Vâlcea. Sebastian Popescu nu este căsătorit. Aceasta este a doua sa candidatură pentru Cotroceni. Cum ar vrea să fie? Normal, un om normal la cap. Să dea drumul la industrie, să angajeze tineretul, să se ocupe mai mult de ei, nu de noi. Să fie un om bun, adică să nu mai fie ca Jâmbiți care sunt acum la ora actuală. Un om din popor să aibă copii. Să țină cu poporul român, că până acum nu s-a ținut cu nimeni. Apar informații șocante în urma autopsiei lui Liam Payne, unul dintre membrii trupei One Direction. Ce s-a întâmplat înainte ca artistul să cadă de la etajul 3 al hotelului, aflați imediat după publicitate. Revenim în 5 minute.
Este începutul sfârșitului. Acest război se poate termina mâine. Sunt cuvintele lui Benjamin Netanyahu după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hamas în fâșia Gaza. Yahya Sinwar a fost ucis după ce a fost găsit într-o clădire dezafectată din Rafah. Trupele israeliene l-au vânat de mai bine de un an pe liderul Hamas, care a dispărut în Gaza la scurt timp după ce a organizat atacurile din 7 octombrie. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acestea sunt ultimele imagini cu liderul Hamas în viață. A fost surprinse de o dronă într-o clădire dezafectată din orașul Rafah. Imaginile din dronă surprind un bărbat cu capul acoperit, așezat într-un fotoliu la primul etaj al unei clădiri. Sinwar, cu răni vizibile, aruncă o bucată de lemn spre dronă. Operațiunea a avut loc pe 16 octombrie, iar anunțul oficial a fost făcut abia o zi mai târziu, după ce analizele ADN au atestat că într-adevăr a fost eliminată principala țintă din Gaza. Generalul Hagari a precizat și că asupra lui Sinwar a fost găsită o sumă de bani, o vestă antiglonț, o armă, dar și un pachet de gumă. Oficialul israelian a declarat că în timpul operațiunii au fost uciși și alți trei colaboratori ai lui Sinwar. Liderul Hamas nu a fost ucis în timpul unei operațiuni țintite. Oficialii IDF au spus că operează timp de săptămâni în zone în care informațiile au indicat prezența lui. Sinwar fugea de mai bine de un an și a fost găsit în orașul Rafah. Ze meser barur le kol haoyvim shelanu. Tsa'al yagia el kol echad shemenase lifgua beezrachei Israel, aval ze gam meser meod barur le toshvei Aza. Ha'ish she'emit ason al retsuat Aza, shebeshel ha'ma'asim haratzchaniyim shelo atem sovlim, ha'sof shel ha'ish haze higia. Zo ha'sha'a. לצאת החוצה, לשחרר את החטופים, להרים ידיים. În tot acest timp, în tot Israelul a fost sărbătoare după uciderea liderului Hamas. Premierul Netanyahu a declarat că moartea lui Sinwar este începutul sfârșitului, dar că războiul din Gaza nu se va termina până când toți ostaticii nu se vor întoarce. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופנו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופנו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופנו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. Pe plan internațional, mai mulți lideri spun că acest moment ar putea însemna sfârșitul războiului. Președintele Biden a declarat reporterilor că l-a felicitat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu după uciderea liderului. Justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Sinwar was responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. And I will say to any terrorist who kills Americans, threatens the American people, or threatens our troops, or our interest. Know this, we will always bring you to justice. Hamas l-a ales la conducere pe Yahya Sinwar în vârstă de 61 de ani după ce israelienii l-au ucis pe liderul politic al grupării, Ismail Haniyeh, pe 31 iulie în Teheran. În locul lui Sinwar, conducerea a fost preluată de Khaled Mashal, șeful biroului Hamas din străinătate. Artistul britanic Liam Payne, membru al trupei One Direction, ar fi băut și s-ar fi drogat înainte să cadă de la etajul 3 al hotelului din Buenos Aires, unde era cazat. În tot acest timp, colegii de trupă au spus că sunt complet devastați de pierderea lui și i-au adus un ultim omagiu. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Primele date apărute în urma autopsiei arată că medicii legiști au descoperit 25 de leziuni care ar fi fost provocate de o cădere de la înălțime, inclusiv leziuni fatale la cap. Liam Payne se afla însă sub influența mai multor tipuri de droguri. Acesta ar fi sărit de la balcon într-o stare de semiconștiență. Ancheta, care a inclus intervievierea 5 martori în încercarea de a reconstitui ultimele ore ale britanicului, a indicat că acesta era singur în momentul căderii. Din camera de hotel a lui Payne au fost ridicate mai multe tipuri de substanțe interzise și mai multe sticle de alcool goale. Între timp, colegii de trupă au făcut primele declarații după moartea bunului lor prieten Liam, care a sfârșit tragic la 31 de ani. Sunt mai mult decât devastat să scriu asta, dar ieri am pierdut un frate. Liam a fost cineva pe care l-am admirat în fiecare zi. O persoană pozitivă, amuzantă și bună, a scris lui Tomlinson. Liam, am ajuns să vorbesc cu tine cu voce tare, sperând că mă poți auzi. Nu pot să nu mă gândesc egoist că mai aveam atâtea discuții de purtat în viața noastră, a scris și Zayn Malik.
Sunt complet devastat de trecerea neființa lui Liam. Bucuria lui cea mai mare era să-i facă pe ceilalți fericiți și a fost o onoare să fiu alături de el în astfel de momente. Liam a trăit cu inima deschisă larg. Avea o energie mult lipsitoare. Anii pe care i-am petrecut împreună îmi vor rămâne pentru totdeauna ca fiind cei mai frumoși ani din viață, a scris Harry Styles pe Instagram. Rita Ora, o prietenă apropiată, a izbunit în lacrimi pe scenă la un concert în timp ce încerca să cânte melodia lansată în colaborare cu Payne în 2018, For You. În timpul melodiei, o imagine a celor doi a fost proiectată pe ecranul din spatele ei, în timp ce ea cânta cu greu versurile. Mașini care plutesc și volane ca în jocurile video sunt doar câteva dintre inovațiile prezentate zilele acestea la Salonul Auto de la Paris. Giganții din industria auto se întrec în a atrage atenția publicului. Multe mașini prezentate sunt electrice, chiar dacă piața pentru aceste modele este ușor în scădere. Mașinile fabricate în China sunt mai căutate decât cele fabricate în Europa. Chinezii și-au prezentat ultima inovație la Paris, mașina care merge prin apă. Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a dezvăluit pentru prima dată modelul său Yangwang 8. SUV-ul hibrid este capabil să meargă prin apă până la 30 de minute. Producătorul chinez a spus că abilitatea vehiculului de a pluti ar putea salva vieți în caz de inundații sau accidente pe apă. Vehiculul are de asemenea o dronă încorporată în acoperiș care poate fi lansată pentru a arăta șoferului ce urmează pe drum. Modelul este vândut în prezent doar în China. Elle fait rêver, franchement, elle est belle et au-delà de ça, elle est électrique, donc vous prêchez une convaincue parce qu'on roule déjà en électrique. Francezii nu s-au lăsat mai prejos. Peugeot, gigantul auto francez, a captat și el atenția publicului. A prezentat volanul Hypersquare. Peugeot a declarat că forma dreptunghiulară a volanului, care seamănă cu un controller de jocuri video, va intra în producție din 2026. Compania speră că designul inovator va fi deosebit de atractiv pentru tineret. Francezii au făcut senzație și cu un SUV electric de mici dimensiuni cu design retro, inspirat din anii 70. Și România a fost prezentă la Paris. Dacia și-a prezentat noul model Bigster, cel mai mare din istoria mărcii. Rivalitatea dintre mașinile produse în China și cele produse în Europa a fost mai evidentă ca niciodată. Publicul a fost mai atras de mașinile fabricate în China. Ca să se protejeze de concurența asiatică, Uniunea Europeană a votat taxe vamale cu până la 35% mai mari pentru mașinile electrice produse în China. Giganții din industria auto își prezintă noile modele la Paris până duminică, iar peste 150.000 de oameni sunt așteptați. Astronauții care vor pleca pe lună în misiunea Artemis 3 vor purta costume Prada. Astronauții sunt primii oameni care vor păși pe lună din 1972 încoace. Costumul pe care aceștia îl vor purta este alb, cu accente de gri și roșu. Experții spun că, estetic vorbind, costumul este mai plăcut decât echipamentul tradițional și poate rezista pentru o ieșire în spațiu de până la 8 ore. De asemenea, costumul face față timp de 2 ore la temperaturile cele mai reci de pe lună, adică de la Polul Sud. Imediat după publicitate vorbim despre parcările, pentru că în România, pentru că unde parchezi mașina e o întrebare care dă coșmaruri multor șoferi, mai ales celor din marile orașe, din pricina tarifelor, dar și a locurilor prea puține. Cât au încasat primările din România anul trecut de pe urma taxelor de parcare? Aflați după o scurtă pauză de publicitate. Primările din România au strâns aproape 100 de milioane de euro anul trecut de pe urma taxelor de parcare. Un studiu publicat recent indică faptul că, la nivel național, veniturile din parcări ale primărilor au crescut de 3 ori în ultimii 5 ani, iar sumele strânse la bugetele locale vor crește în continuare, mai ales că sunt peste 140 de orașe în România care încă nu taxează parcarea. La nivel național, cei mai mulți bani de pe urma parcărilor se strâng în București, capitala fiind urmată de Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. O companie de consultanță a publicat inventarul parcărilor publice din anul 2023, un raport realizat pe baza răspunsurilor a peste 300 de primării de la noi din țară. Datele sunt surprinzătoare. Edilii au strâns la bugetul local peste 450 de milioane de lei de pe urma parcărilor anul trecut. Cei mai mulți bani s-au strâns în capitală. Capitala este responsabilă cu aproximativ 40% din veniturile naționale de pe urma taxării parcărilor. În anul 2023, în jur de 300 de mii de locuri
locuri de parcare existau în București. Dintre acestea, cele mai multe se află în sectorul 3 al capitalei, 80.000, care este urmat de sectorul 4 cu 65.000 și nu în ultimul rând, sectorul 6 din București, care are în jur de 50.000 de locuri de parcare. Am observat că Bucureștiul a avut venituri duble anul acesta, adică 2023 față de 2022, dar și mai impresionantă este creșterea de 7 ori a veniturilor în București față de acum 5 ani. Au crescut veniturile la parcarea rezidențială de la 80 de lei, 120 de lei pe an, cât era la 600 de lei. În capital există un tarif unic pentru parcare, 5 lei pe oră sau 30 de lei pentru o zi. Situația cu parcările de reședință este diferită. În unele sectoare din capitală, cum este sectorul 3, funcționează sistemul parcărilor nenominale, adică primul venit, primul servit, iar abonamentele sunt de la 500 de lei pe lună până la 1000 de lei pe lună. Pentru unii acest sistem nu este corect, pentru că mai mulți șoferi plătesc același loc de parcare. Însă realitatea este, spun specialiștii, că primarii nu pot construi locuri de parcare pentru toți șoferii. Sunt 10 milioane de mașini în România, avem doar 1,4 milioane de locuri de parcare urban. Sunt foarte puțini, dar soluția nu este să facem 10 milioane de locuri de parcare în România în următorii ani, vorbim de trenduri, ci de a găsi soluții, de a folosi locurile existente cu tehnologii și de a adapta mobilitatea urbană cu alte soluții de mișcare, cu transportul public, cu bicicletele. În momentul de față, conform studiului, sunt 148 de orașe în România care taxează parcarea, dar aproape tot atâtea care nu o taxează, ceea ce înseamnă că veniturile acestea ar putea crește semnificativ în următorii ani. Specialiștii în mobilitate urbană spun că nu există, de fapt, parcare gratuită și că primăria subvenționează, sub o formă sau alta, fiecare loc de parcare care nu este taxat. Printre aceste orașe sunt Miercurea Ciuc, Pașcani, Caracal, Fetești, Huș, Oltenița și multe altele. În topul orașelor care fac cei mai mulți bani de pe urma parcărilor sunt, după capitală, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova și Brașov, cu sume cuprinse între 10 și 40 de milioane de lei. La nivel de țară, veniturile au crescut în 5 ani de 3 ori. Observăm un fenomen al gestionării domeniului public, ceea ce e bine, pentru că era un haos înainte. Asta e un trend bun. Deci, inclusiv, să zic așa, eliminarea mașinilor de pe trotuar, pentru că trotuarul în sine este definit ca un loc pentru pieton, nici de cum pentru mașini. Și în Iași, cererea de noi locuri de parcare crește de la an la an. Fiecare loc este obținut printr-o licitație publică organizată de municipalitate. Cererea este foarte mare. La ultima licitație, în care s-au pus la bătaie 200 de locuri de parcare, au participat în jur de 2000 de persoane. Din aceste 65.000 de locuri de parcare publice, avem în administrare aproximativ 20.000. Din cele 20.000 sunt dispuse, nu chiar echidistant, dar sunt dispuse astfel. Avem aproape 15.000 de parcări publice de reședință, cele care sunt atribuite prin contract către doritori, către cetățeni, și aproximativ 5.000 de locuri de parcare cu plată. În funcție de zona în care șoferii parchează, ei pot plăti trei tarife. Zona 1, unde parcarea costă 6 lei, zona 2, unde costă 2 lei, și zona 3, unde parcarea costă 3 lei pe oră. Situația se schimbă pentru parcările de reședință. Avem contracte care sunt încheiate cu suma de plecare, care înseamnă 40 de lei pe loc pe lună, și ajung și la cea mai mare sumă pe care o avem în derulare, cel mai mare contract pe care l-avem în derulare în momentul de față, care este de 685 de lei pe lună. Clujul, chiar dacă este al doilea cel mai important centru economic din țară după capitală, nu stă atât de bine la capitolul parcări. Are doar 43.000 de parcări publice, însă este pe locul 2 în țară la veniturile strânse de pe urma lor. Dacă îți lași mașina în zona centrală a orașului pentru 24 de ore, vei plăti aproape 400 de lei. În zona 0, mai precis centrul orașului, șoferii care vor să staționeze o oră și jumătate plătesc 12 lei. Cei care vor să staționeze o oră plătesc 8 lei, iar în zonele limitrofe se plătește 4 lei pe oră. Cu toate acestea, cel puțin aici, în Piața Unirii, unde ne aflăm și noi, cu cele mai mari tarife, am așteptat aproximativ 40 de minute pentru a se elibera un loc de parcare. Am stat și câteva ore și am plătit câteva, aproape 100 de lei sau poate mai mult, nici nu mai amintesc bine. Vi se pare mult, puțin pentru un oraș ca și Cluj? Se pare mult. Și numărul parcărilor de biciclete a crescut. Cele mai multe sunt în Cluj-Napoca, peste 900, și după urmează sectorul 2 al capitalei, cu 700, orașul Bacău, puțin peste 300, și Timișoara, cu 140 de locuri de parcare pentru biciclete.
De la sport trecem la meteo. Colega mea, Alexandra Băluțescu, ne aduce toate informațiile despre vreme. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Marius! Doamnelor și domnilor, bun găsit! Ziua de sâmbătă aduce soare, dar și vreme rece în cea mai mare parte a țării. De asemenea, codul galben de vânt rămâne în vigoare pentru județul Caraș-Severin până duminică dimineața. Cu mai multe informații revin imediat! Mâine, doar în zona Banatului o să fie mai cald. În rest, temperaturile rămân scăzute, cu valori între 10 și 17 grade. Vântul o să mai aibă unele răbufniri în Banat și pe litoral, cu viteze între 40 și 60 de km pe oră. În București, temperaturile cresc pe zi ce trece, de la 14 grade mâine până la 18 grade luni. Vremea va fi frumoasă, soarele strălucește și nu vom vedea norii mai deloc. Acestea au fost informațiile pentru moment, cu prognoza pe larg. Vă aștept după Focus Sport. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. În scurt timp începe Flash Monden cu Alexandra Anastasescu și Cove, iar de la ora 20 în seara filmului românesc Brigada Diverse intră în alertă. Lidera Superligii, U Cluj, joacă acasă cu ocupanta locului 3 în clasament, Oțelul Galați. Partida va fi în direct pe Prima Sportul unde la ora 21. Toate transmisiunile sportive pot fi urmărite live pe primaplay.ro, iar de la ora 22 la Prima News, Pavel Suian dezvăluie adevăruri istorice. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.